Și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi urmează să se întâmple ceva foarte frumos. Vom deschide împreună acest colet minunat pe care îl am aici lângă mine și pe care aștept să-l deschid cu nerăbdare. Eu știu de la cine este acest colet, dar vă nu o să vă spun momentan, o să descoperim pe parcursul acestui videoclip. Dar până ajunge la a deschide acest colet, vreau să vă spun că așteptam încă de anul trecut acest moment în care să filmez din nou un astfel de videoclip. Acest video este de fapt un proiect în colaborare cu alte fete minunate și nebunatice de aici, de pe YouTube. Nu o să vă spun numele lor acum pentru că am suficient de multe emoții încât sunt sigură că o să uit pe vreuna dintre ele și nu îmi doresc acest lucru. Așa că de-a lungul clipului o să vă las pe undeva pe aici sau pe aici pozele fetelor și numele lor, inclusiv canalele lor de YouTube în căsuța cu descrierea acestui videoclip. În cazul în care nu sunteți abonați ai canalelor lor de YouTube, Mergeți și abonați-vă pentru că în această săptămână, începând cu acest moment, pentru că da, clipul meu este cel care va deschide această serie minunată cu idei de cadouri de Paște, să spunem. Veți vedea în fiecare zi câte două fete postând acest videoclip din seria Secret bani. Sper că și anul acesta veți fi alături de noi, așa cum ați fost și anul trecut și pentru că deja emoțiile încep să-și spună cuvântul și nu mai îmi găsesc cuvintele, vreau să trecem la deschiderea acestui colet pe care l-am primit și zic să nu mai pierdem vremea. Mă bucur foarte mult pentru că și anul acesta am avut ocazia să particip la acest proiect Secret Bunny, alături de fete. Și asta pentru că, pe lângă faptul că ne place foarte mult să ne bucurăm sufletele cu aceste lucruri mărunte, dar frumoase, vrem să venim și în ajutorul vostru, de ce nu, cu idei de cadouri pentru persoanele dragi în perioada sărbătorilor pascale. Iepurașul meu secret am pachetat foarte bine acest colet și asta pentru că vine de departe. Sper să nu vă deranjeze zgomotul, dar o să încerc să-l las aici lângă mine. Și un prim lucru pe care îl văd aici este o scrisorică și probabil că acum va veni și momentul în care vă voi dezvălui numele iepurașului meu secret de anul acesta. Wow, dar iepurașul meu a scris. Nu glumă. Sper să nu am emoții când citesc, așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Dragă Mihaela, nici nu știi cât m-am bucurat când am primit mailul de la Secret Santa Organizer și am văzut numele tău. Se pare că nu doar noi avem o afinitate una cu cealaltă, ci și soarta, randomizatorul. Așa este. Ne-o confirmă prin faptul că te-a desemnat pe tine să primești colețelul acesta. Am ales cu multă dragoste toate aceste cadouașe pentru tine și mi-a fost atât de ușor. Au venit toate natural, parcă te-aș cunoaște de o viață. Eu cred că te-am nimerit, sper să fie pe placul tău toate și abia aștept să-ți văd reacția pe video. Să te bucuri de ele și să le folosești cu drag, și să te gândești la mine și la grupul nebunaticelor când le vezi. Sunt sigură că ai ales pentru mine aici lucruri care să mă reprezinte și că le-ai ales din suflet, așa cum de altfel am făcut și eu, la rândul meu, cu persoana care a trebuit să-i trimit acest cadou. Și dacă sunteți curioși să vedeți cui am trimis și eu. Cadoul pentru acest secret bunny, o să vă rog să urmăriți în fiecare zi, începând cu astăzi și veți descoperi la momentul potrivit. Îți urez sărbători de Paște liniștite și fericite și sper să ne putem și cunoaște personal cât mai curând. Cu siguranță ne vom cunoaște când voi ajunge din nou acasă. Acum că s-au mai calmat apele cu pandemia, sper să avem mai multe ocazii să călătorim. Fie voi spre România, fie noi spre UK și să ne facem drumuri una spre cealaltă. Așa este, m și bucura tare mult să avem ocazia să ne reunim toate din grupul nebunaticelor și asta pentru că este ceva la care mă tot gândesc de ceva vreme și chiar îmi doresc acest lucru. Îți mulțumesc că ești mereu prezentă pe grup pentru mine și că mereu răspuns când am nevoie de un sfat, de o încurajare sau poate doar de o vorbă bună. Te pup cu mult drag, te îmbrățișez și îți trimit toate gândurile mele bune în coletul acesta. Sărbători fericite și Paște luminat. E puroaica ta, Cristina Preda. Asta în cazul în care nu v-ați dat seama deja, încă de la începutul acestei scrisori, când a spus că se pare că soarta ne-a ales din nou. Da, iepurul meu secret de anul acesta este Cristina Preda și mă bucur tare mult. Voi lăsa acum scrisoarea deoparte și voi încerca să deschid ceea ce se află aici în colet pentru că sunt nerăbdătoare să văd ce se află aici. Cam așa arată toate lucrurile pe care Cristina mi le-a trimis. Sunt foarte frumos ambalate și sunt nerăbdătoare să văd ce ascunde aceste ambalaje și nici nu știu cu ce să începem. Haideți să începem cu ceva foarte micuț, dar care miroase și foarte bine, așa prin ambalaj. Nu îmi dau seama ce ar putea fi pentru că nu am mesaje pe bilețele. Se pare că iepurașul meu a vrut să păstreze suspansul mai mult, așa că haideți să deschidem și să vedem despre ce este vorba. Yes! Avem aici un balsam pentru buze de la Vaselin și pe care chiar vreau să îl desfac dacă aș putea, dar am aici cuțitul care să mă ajute pentru că vreau să văd cum miroase, v-am spus că mirosea încă wow. Miroase foarte, foarte bine. Am mai avut ceva de genul acesta, dar varianta pe verde și este un produs pe care îl folosesc și cu siguranță niciodată nu am suficient de multe produse pentru buze. Mai am ceva aici foarte micuț. Dar nu știu exact ce este. Foarte curioasă sunt și parcă am două mâini stângi în momentul acesta pentru că nu nimeresc să le deschid mai repede. Ce mai avem aici? Un șampon de tip săpunel de la Nature Box. Fără silicon, fără sulfați, un produs vegan foarte interesant. Are 85 de grame, îmi place foarte mult și uh, ambalajul. Nu am mai încercat până acum șampon de uh, tipul acesta. Văd că scrie aici șampon solid pentru volum cu ulei de migdale presat la rece. Chiar vreau să îl încerc și rămâne să vă spun pe parcurs cum am înțeles cu el. Foarte Frumos miroase. Chiar nu am mai testat până acum ceva de genul. O, oh, aici avem ceva mai mare. Este ceva lichid, pentru că se și aude. Și este foarte bine împachetat. Cred că și cu folie bubble ceva, pentru că se simte. Să fie oare un spray pentru corp sau... O loțiune pentru față, un toner, mă gândesc, nu știu, chiar nu pot să-mi dau seama. După formă, așa spune, dar cred că am ghicit, cred că este un spray pentru corp. Haideți să vedem ce este. Wow! Nu mă așteptam! Este de la Lorina, un spray pentru corp care se numește Purple Rose. Spune aici că ar fi un spray pentru corp unisex, are 270 de ml, cu portocală, bergamot, fructe, mosc alb și ambră. Dacă nu mă înșel, această gamă este aceea pe care am spus și eu la un moment dat pe grupul nebunaticelor că aș vrea să încerc mai exact un parfum. Este clona lui... Sospiro erba pură dacă nu mă înșel. Și dacă este așa și în momentul ăsta îmi scapă și spun prostii, Cristina, chiar te rog să-mi scrii în căsuța de comentarii dacă am dreptate. Și vreau să îl testez chiar acum pe mână pentru că sunt nerăbdătoare să văd, să simt. Wow! Miroase foarte, foarte bine. Este un miros citric, fructat. Îmi place foarte, foarte mult. Haideți să vi-l arăt și vouă, pentru că nici nu știu dacă vi le-am arătat. Emoțiile încep să și spună cuvântul de această dată. Ah, văd aici ceva foarte drăguț. O broșă sau un mărțișor, dar cred că este o broșă din ce-mi dau eu seama, da? O primăvară plină de soare, zâmbete și culoare. Cristina s-a gândit și la acest aspect pentru că tot a venit primăvara și cum de 1 martie nu am avut această ocazie să ne facem cadou câte un mărțișor, uite că totul se întâmplă. Mulțumesc foarte mult! Pe aceasta o voi păstra cu siguranță așa să-mi amintesc întotdeauna de tine. Am aici și câteva mostre de parfum de la Lorina pe care Cristina mi le-a pus dar nu voi intra în aceste mostre acum și voi face un videoclip separat cu impresiile mele despre produsele celor de la Lorina pentru că este ceva ce îmi doream să încerc mai de mult timp și uite că acum am ocazia îți mulțumesc foarte mult Cristina pentru că îmi oferă această șansă Ce mai avem aici? Un alt pachetel care îmi dau seama că ar trebui să fie o mască pentru față, pentru buze, nici nu știu, pentru că are o dimensiune destul de micuță, dar la cum îmi dau seama din palpare, așa cred că ar trebui să fie. Da, am avut dreptate. Sunt două măști pentru față, pentru hidratare cu extract de miere și ulei, de, ulei natural de migdale pentru piele uscată. Cristina, cred că a știut că în această perioadă m-am confruntat cu această piele uscată și cred că de asta mi-a și trimis-o. Răsfață și calmează tenul uscat și sensibil. Este binevenită și niciodată nu am suficient de multe măști pentru față. Așa că mă bucur că îmi dai ocazia să testez ceva și de la Nivea pentru că recunosc până acum nu am testat nimic de la ei, deși nu mi-ar fi fost imposibil. Mai văd aici ceva pachețele, văd ceva foarte micuț, oare ce să fie? Un creion sau un, un creion pentru buze sau un tuș, Haideți să nu mai dau eu cu presupusul și să vedem exact despre ce este vorba. Este un creion pentru ochi, din ce îmi dau seama, în nuanța 007 Purple de la Rimmel London. Da, pentru ochi este. Este un creion waterproof și nu știu dacă pot, pot, pot să-l deschid. Este foarte uh, drăguță nuanța. Nu știu dacă veți putea vedea voi acolo, dar uh, haideți să-i fac un swatch. Uh, Uuu ce culoare! Cred că aceasta va prinde foarte bine pentru timpul rece, dar îmi place. Mulțumesc, Cristina! Ce mai vedem aici? Hmm... După formă și după cum se aude, aș îndrăzni să spun că este un parfum. Și la cum o știu eu pe Cristina, cred că a ales ceva fix pe gustul meu. Haideți să-l deschidem pentru că sunt foarte curioasă să vedem. Da, este un parfumel, dar oare ce a ales pentru mine? De la Lorina este un extract de parfum de 50 ml Boss Girl. Nu îmi vine să cred. Acesta este un parfum clonă al lui Bacara Rouge și îmi amintesc că mi-a pus o mostră și am tot spus pe parcursul acestor luni că am rămas cu gândul la el și chiar era un parfum pe care îmi doream să îl încerc. Vai, mă bucur foarte, foarte mult nu aveți idee cât de bucuroasă sunt. Ia uitați ce ambalaj elegant are. Haideți să vedem cum arată și sticluța. Sunt foarte curioasă de acesta. Nu voi sta acum să le testez pentru că v-am spus o să fac un clip separat. Wow, ce sticluță minunată! Foarte frumoasă și elegantă. Ia uitați! foarte, foarte mult îmi place. Vai! Și cum miroase! Este un parfum pe care mi-l doream și nu am cuvinte. Nu am cuvinte să mulțumesc pentru el. Mă bucur tare mult pentru că acum îl am în colecția mea și mai văd aici ceva. Este ceva aici într-o plăsuță, dar este foarte bine ambalată. Aici cred că este un tricou sau ceva de genul. Pentru că este foarte moale, și la asta mă duce pe mine cu gândul. Wow, și ce culoare! Haideți să vedem. Uu, este o rochiță de stat prin casă. Foarte, foarte, mult îmi place culoarea, roșu, exact așa cum îmi place mie să port. Îmi place foarte mult și acest imprimeu. Cu siguranță. Da, este mărimea M, cu siguranță o să îmi vină și o voi purta imediat ce vine căldura, pentru că am și eu ceva de genul acesta și chiar le port în sezonul cald prin casă. Sunt foarte comode astfel de lucruri. Și mai avem încă ceva aici și cu asta încheiem. Din ce îmi dau seama, cred că ar trebui să fie o carte și dacă este o carte, îi mulțumesc tare mult pentru că Printre alte pasiuni de ale mele, cărțile sunt acolo în top, și niciodată nu am suficient de multe cărți, și parcă tot timpul aș vrea să cumpăr. Da, este o carte, am avut dreptate. Se numește Stilista, scrisă de Rosie Nixon. Nu am mai auzit de această autoare și are o copertă foarte, foarte frumoasă, feminină. Foarte, foarte curioasă sunt. De descrierea ei și o să vă citesc puțin așa în linii mari să ne facem o idee În lumea elegantă și strălucitoare a modei, o tânără își descoperă propria poveste de dragoste Lui Amber Green îi place la nebunie slujba de la Smith's, un butic exclusivist din Londra, frecventat de clienți bogați, celebri și eleganți Iar cum printre aceștia se numără și stilista Mona Armstrong, nu există niciun moment de plictiseală cu globurile de aur care se apropie și fiindcă din cauza comportamentului ei de diva a pierdut încă o asistentă, Mona are nevoie de ajutor și asta rapid. Astfel că, fără să stea prea mult pe gânduri, Amber e de acord să le îmbrace pe câteva dintre cele mai la modă staruri de la Hollywood. Mm. Îmi place foarte mult subiectul acesta de fashion. Este ceva ce mă pasionează și îmi place să citesc. Foarte interesant, interesantă această descriere. Îmi place foarte, foarte mult. Este destul de grosuță. Sper să mă prindă și să o citesc repede. Acestea fiind toate produsele pe care le-am avut aici în colet. Îi mulțumesc încă o dată iepurașului meu secret. Nu mă așteptam la asemenea produse din partea ei, la parfum, la carte, brochiță, spray. Îi mulțumesc foarte mult. Cu siguranță a depășit bugetul pe care noi l-aveam alocat, dar cu siguranță vor mai exista ocazii în care să mi iau revanșa. Acesta a fost videoul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că nu am avut prea multe emoții încât să nu leg cuvintele prea bine. Tot astăzi mai postează și Sabina Rusescu, așa că mergeți Fuga Fuguța pe canalul ei de YouTube, să vedeți și clipul ei. Și bineînțeles, și în zilele următoare, timp de o săptămână, fiți cu ochii pe canalele de YouTube ale celorlalte fete, pentru că vor posta două câte două, așa cum vă spuneam la început. Sunt foarte curioasă să văd ce au primit și celelalte fete și bineînțeles să văd și reacția celei care a primit și acest pachet de la mine. Până la următorul videoclip, care va fi luni, aveți grijă de voi, eu v-am pupat, pa, pa!